Dragi colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și astăzi vă propun aplicația Book Creator. O aplicație pe care o puteți accesa de pe pagina bookcreator.com, o aplicație care permite crearea, publica și publicarea de cărți digitale într-un format foarte atractiv pentru elevii dumneavoastră. Aveți mai multe template-uri, o bibliotecă din care puteți alege și, bineînțeles, cu un cont de Gmail puteți să accesați platforma, puteți alege formatul cărții digitale. De asemenea, după cum observați, aveți la dispoziție mai multe template-uri în funcție de nevoile dumneavoastră. Am să aleg formatul Square pentru a edita o carte digitală și, după cum observați, de la cele trei butoane din dreapta, plus, minus și derulare, puteți alege diverse formate pentru redactarea cărții digitale. Puteți insera, bineînțeles, text, linkuri, imagini. De asemenea, puteți alege să atașați documente, fișiere audio în care să detaliați anumite paragrafe din cartea digitală și, bineînțeles, puteți share-ui și publica online toate aceste materiale. Iată și formatul sub care se poate prezenta cartea digitală la final. O puteți descărca ca și carte digitală pe dispozitivul dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou tutorial.